Pentru că îți făi bateria, am studiat tabelul cu potențialul electrozilor unor metale. Din lista metalelor studiate, am selectat metale care le putem găsi cel mai ușor. Astfel, am luat plăți de cupru care au sarcină pozitivă și plăți de zinc care au sarcină negativă. Am tăiat aceste plăci de aceeași mărime. Apoi, le-am învelit în șervețele umede fiecare și le-am unit între ele, astfel formând o baterie de 1 volt. Apoi, am unit în serie încă 4 module și am format o baterie de 4 volți. Created using Powtoon.